La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași s-a oficiat astăzi 6 ianuarie 2023 Sfânta Liturghie în paraclisul de la demisolul Catedralei Acoperământul Maicii Domnului cu prilejul praznicului botezului Domnului. Slujba a fost oficiată de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, împreună cu un sobor de preot și un arhidiacon. La Sfânta Liturghie au participat sute de pelerini veniți din mai multe zone ale județului Iași, care s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Părintele stareț Nicodim a adresat un bogat cuvânt de învățătură în care a făcut referire la sărbătoarea botezului Domnului. Sfințirea cea mare a apei, care are mai multe părți, iar pentru conținutul ei scoate în evidență mai întâi iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, iubirea arătată în întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în botezul său Iordan. De aceea rugăciunile cântările acestei zile fac legătură între nașterea Domnului și botezul Domnului, dar și între botezul Mântuitorului și mântuirea noastră a tuturor celor care cu credință, bucurie, au primit botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. La sărbătoarea botezului Domnului se sfințește firea, astfel Biserica ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos este preamărit astăzi, în mod deosebit de întreg Universul, de credința întreabă. De ce? Pentru că El a venit să mântuiască și să ne mântuiască pe noi oameni, dar și să pregătească un cer nou și un pământ nou. Astăzi se sfințește creația întreagă, ca pregătirea ei pentru înnoire, transfigurare în cerul nou și pământul nou din împărăția celor. Frumusețea, bogăția rugăciunii din slujba numită Sfințirea cea Mare a apei ne îndeamnă să fim culoarea minte. Nu numai atunci primim binecuvântare cu adevărat și ne folosește gustarea apei sfințite, când ascultăm slujba Sfințirii cu credință, cu frică de Dumnezeu, cu trăire cu Dumnezeu și cu dragoste față de Dumnezeu. Dar dacă o primim cu credință evlavie, în primul rând, aghiazma mare ne sfințește sufletele, trupurile, casele noastre și tot spațiul în care se desfășurăm activitatea. La final s-a organizat o procesiune către Sfânta Cruce din incinta așezământului monastic. Aici s-a oficiat slujba Sfințirii Celei Mari a apei, care aduce aminte de botezul Domnului în Iordan, când s-au deschis cerurile și s-a arătat Sfânta Treime, dar și de botezul nostru, când am fost botezați în numele și iubirea Preasfintei Treimii. Pace tuturor! Lucrurile voi, sufăcuvioase, Părinte, Domnul este Dumnezeu, vieții mele, de ce mă voi înfricoșa? În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glasul din ceruri s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine am voie. Pentru preacuviosul Părintele nostru stareț, arhimandritul Nicodim, împreună cu toți părinții praști, ostenitorii și viețuitorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm pentru binecuvântul poporului de mine pentru poporul ce sunt înainte. Să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului Tău Duh. Și mă iartă ceea ce ești prea bună ca să strică de tine fără de o sândă, să grăiesc și acum ți-e slăvim pe tine, Stăpâne, viitorul de oameni, atoțitorul împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, Ziditorule, Făcătorule a toate. Te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, Unul născut, cel ce ești fără de tată, fără mamă, din Unul născut,
din tate, că la praznicul cel ce a trecut prunc te-am văzut. Iar la aceasta de acum desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-ai arătat desăvârșit Dumnezeu nostru. Urs înapoi văzând pe Sfântul Duh, închide porumbel pogorându-se, zburând împrejurul tău Iordanul, s-a întors înapoi văzând pe cel nevăzut, în chip văzut, pe făcătorul întrupat, pe săvânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi, munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească, văzând astăzi în Iordan și pe cel cu moartea neascultării, boldul înșelăciune, legătura iadului în Iordan a afundat și a dăit nume botezul mântuirii pentru aceasta. Eu, păcătosul, nevrednicul, slujitorul tău, mărturisind slăvitele tale minuni de frică, fiind cuprins cu umilință, strig către tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Și sfințește apa aceasta. Vindecare de boli, diavolilor pe ire, îndepărtarea puterii celor potrivnice, plină de putere îngerească, ca tot ce se vor stropi, vor gusta dintr-o însă să aibă spre curățirea sufletelor trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea casilor, spre tot folosul de trebuință, căci Tu ești Dumnezeu nostru, ce ai noi prin apă, prin Duh, firea noastră învechită de păcat. Tu ești Dumnezeu nostru, care pe vremea lui Noe cu apa ai necat păcatul. Tu ești Dumnezeu nostru, care prin mare și prin Moise ai eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeu nostru, care ai despicat piatra în pustiu și a curs apele, râurile s-au umplut de apă și pe poporul tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeu nostru, care cu apă și cu foc prin Ilie ai izbăvit prin Israel din răutatea, rătăcirea lui Baal. Iisus, acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Însușează Dumnezeu și lumea lumina slavăție. Pelerinii au intrat apoi în sfântul locaș pentru a fi miruiți și pentru a primi anaforă, apoi au luat aghiasma mare. Apa sfințită de bobotează se ia de dimineață pe nemâncate până la odovania praznicului botezului Domnului din data de 14 ianuarie, apoi aghiazma mare luată de la biserică din ziua botezului Domnului se păstrează în case și se ia în afara acestor zile, binecuvântate de biserică doar cu acordul preotului duhovnic. Sâmbătă 7 ianuarie, chilia Sfântul Ioan Botezătorul din incinta străvechii așezări monahale își cinstește ocrotitorul. Aici se află icoana făcătoare de minune înainte mergătorului Domnului, cunoscută pentru minunile pe care le-a săvârșit de-a lungul timpului. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe Tine, numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat slavă ție.